Ziua Europei este celebrată anual pe data de 9 mai pentru a marca pacea și unitatea europeană. Ziua Europei marchează aniversarea declarației susținute de ministrul francez de externe Robert Schuman în anul 1950, considerată la scară largă a fi baza Uniunii Europene. În fiecare an, pe 9 mai, este sărbătorită Ziua Europei, o zi dedicată păcii și unității pe continent. În urmă cu 73 de ani, ministrul francez al afacerilor interne, Robert Schuman, propunea plasarea producției de cărbune și oțel sub controlul unei autorități comune, evitând astfel izbucnirea unui nou conflict militar între națiunile Europei. Ideea privind marcarea unei zile a Europei a fost introdusă de Consiliul Europei în 1964. Comunitățile europene au luat decizia în 1985 de a institui această zi la data de 9 mai. În toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și în întreaga lume, instituțiile sărbătoresc Ziua Europei printr-o serie de acțiuni de divertisment și jocuri de întrebări, festivaluri, activități sportive, evenimente și dezbateri culturale, dar și activități de vizibilitate și campanii pe platformele de comunicare socială. În plus, există și tradiția ca instituțiile Uniunii Europene să își deschidă porțile pentru public în această zi cu adevărat specială. Ziua Europei reprezintă o ocazie minunată de a vorbi despre valorile Uniunii Europene, îndemnând la conștientizarea și promovarea lor și în rândul elevilor. Ziua Europei se sărbătorește în diferite feluri pe întregul continent.